Pe drumul rapid București-Giurgiu s-a petrecut astăzi un accident de circulație în care a fost implicată o conducătoare auto aflată la volanul unei mașini matriculate în Bulgaria. Zona din dreptul kilometrului 36, locul unde s-a petrecut evenimentul, este cunoscută și pentru că aici au avut loc multe accidente cauzate fie de depășirea vitezei legale, fie de monotonia creată de drumul în linie dreaptă. O conducătoare auto de 35 de ani din Bulgaria, în timp ce conducea autoturismul pe drumul național 5 la kilometrul 36 în direcția Giurgiu, a părăsit partea carosabilă cu autoturismul, răsturnându-se. Din accident a rezultat rănirea ușoară al conducătoarei auto, care a fost transportată la Spitalul de Urgență Giurgiu. Conducătoarea auto a fost testată cu etilotestul și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Urmarea implicării în accident, femeia s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Pe numele ei a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.